Ci. E ok așa? Da. Bun. Ce? Mai tare, da? Ok. Începem? Toți sunt gata? Nu sunt gata. Bine, dumneavoastră erați gata din... Ok? Bună ziua, după cum știți bine, ieri și astăzi au avut loc reuniunea diplomației și reuniunea ambasadorilor Republicii Moldova de peste hotare. Cu această ocazie am avut echipele noastre din ambasade, ambasadori, consulii, generali care au venit la Chișinău pentru a discuta, planifica și îmbunătăți acțiunea noastră diplomatică pe plan extern. Am trecut în revistă principalele realizări din ultimul an, de la ultima reuniune a ambasadorilor. Am constatat că ne-a reușit să realizăm destul de multe lucruri. Am consolidat rolul Republicii Moldova ca și stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Am reușit să îndeplinim 3 din 9 condiții ai Comisiei Europene conferite Moldovei în contextul procesului nostru de aderare la Uniunea Europeană. Evident, în continuare lucrăm și pe implementarea celorlalte condiții. În relațiile noastre cu Uniunea Europeană ne-a reușit să lansăm și noi inițiative. Am lansat misiunea europeană de parteneriat cu Republica Moldova. Am reușit să obținem crearea unui sistem de sancțiuni internaționale împotriva oligarhilor și corupților care încearcă să destabilizeze Republica Moldova, sancțiuni de astfel aplicate atât de Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Canada, Elveția, Japonia și alte state partenere. Tot cu Uniunea Europeană ne-a reușit să eliminăm, să suspendăm aplicarea cotelor la exporturile noastre agricole. Acest lucru ajută producătorii noștri să poată exporta mai multe produse agricole în Uniunea Europeană. Am văzut niște cifre foarte bune pe creșterea acestor exporturi, în special bunăoară în cazul cireșelor. Pentru noi este o piață foarte importantă de desfacere Uniunii Europeană. Am lucrat pe parcursul ultimului an și cu transportatorii, ca ei să nu aibă aceste limitări cantitative în capacitatea noastră de a tranzita sau de a transporta bunuri în Uniunea Europeană. Evident, cu Uniunea Europeană am reușit să obținem și finanțări, am reușit să obținem și să reorganizăm summitul Comunității Politice Europene. Cel mai important eveniment diplomatic din istoria țării noastre, eveniment care ne-a permis să demonstrăm întregii Europe că Republica Moldova merită și va adera la Uniunea Europeană. Am reușit să semnăm și acordul privind liberalizarea roamingului cu Uniunea Europeană, acord care va fi efectiv din 1 ianuarie 2024. Deci am trecut în revistă mai multe lucruri care ne-au reușit și evident am discutat, planificat și planurile și obiectivele noastre pentru anul viitor, dar și anii care vor urma. Doamna președintă Maia Sandu, domnul prim-ministru Dorin Drecean, domnul președinte al Parlamentului Igor Grosu, toți au venit și ne-au onorat cu prezența dumnealor, ne-au trasat sarcini, ne-au oferit comentarii, sugestii pentru îmbunătățirea performanței noastre în plan diplomatic. Obiectivele principale în continuare rămân aducerea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, contribuția sistemului și serviciului diplomatic la creșterea economică a Republicii Moldova, deci aici vorbim atragerea investițiilor, mobilizarea asistenței și promovarea exporturilor, atât în Uniunea Europeană cât și pe piețe noi de desfacere. De altfel, lucrăm foarte mult în aceste luni și cu potențiali noi parteneri, precum sunt India și Egiptul, pentru a găsi noi piețe de desfacere pentru agricultorii noștri și, evident, un loc absolut deosebit în toate discuțiile noastre a revenit și diasporei, îmbunătățirii serviciilor consulare, fortificării prezenței consulare a Republicii Moldova, suplinirii cu personal în consulatele noastre, digitalizarea serviciilor consulare aici. Ne-a reușit să lansăm în ultimul an și un sistem
de rezervări unice în ambasade împreună cu Agenția de Guvernare Electronică și actualmente lucrăm și pe crearea unui sistem de e-consulat, din nou împreună cu Agenția pentru Guvernare Electronică, astfel încât cetățenii noștri să aibă servicii consulare mai simple, mai rapide, mai fluide. Și evident, cu toții știm că în ultimul an ne reușit și reducerea taxelor consulare. Deci, acestea în linii mari au fost principalele subiecte de discuție la reuniunea ambasadorilor. Ambasadorii au avut ocazia să se întâlnească și cu mai mulți colegi din guvern, din cabinetul de ministri, astfel încât tot serviciul diplomatic să fie mobilizat la maxim pentru atingerea obiectivelor concrete de dezvoltare a Republicii Moldova și se lucrează non-stop cu colegii din guvern, Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, Ministerul Agriculturii, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, astfel încât toate necesitățile societății noastre să fie proiectate pe extern și să mobilizăm la maxim sprijinul extern necesar pentru menținerea în continuare a Republicii Moldova în arealul democrației, păcii și europenității. Da. Domnule ministru, unul dintre cei 4D, diplomația economică, presupune penetrarea piețelor asiatice. Cum se explică această intenție a Republicii Moldova de a se reorienta poate spre Asia atunci când cotele pentru Uniunea Europeană nu sunt acoperite? Sau ce este vorba de standarde de calitate care în Asia puțin poate diferă? Deci, în primul rând, nouă ne-a reușit reorientarea comerțului nostru extern dinspre piețele estice spre Uniunea Europeană, în special odată cu intrarea în vigoare a acordului de asociere, care conține prevederile de zonă de liber schimb. Astăzi, aproximativ 2/3 din exporturile noastre sunt orientate spre Uniunea Europeană, deci acest lucru ne-a reușit. Mai sunt anumite nișe pe care le mai putem explora în Uniunea Europeană, dar multe din statele Uniunii Europene au aproximativ același tip de produse agricole pe care le avem și noi în Republica Moldova. Mere, cireșe, struguri. Deci aceste lucruri, aceste produse cresc și în România, și în Bulgaria, și în Polonia, și în Franța. Și pe anumite piețe ne-am putut poziționa, însă alte piețe sunt mai competitive și este mai ușor să vinzi, în special, de exemplu, mere pe piețe terțe. Ori țări, precum India, Egiptul, cea mai mare parte a statelor din Orientul Mijlociu, Africa de Nord, sunt importatoare foarte mari de produse alimentare. În aceste state, din cauza climei, zonei de pustiu, nu se produc tot atâtea produse alimentare, au necesități și deseori ne este mai ușor să vindem anumite produse pe aceste piețe. Transportarea prin Giurgiulești și ulterior pe Marea Neagră într-o țară ca Egiptul nu durează foarte mult. Deja avem un parteneriat economic excelent cu Turcia, deci schimburile noastre comerciale cu Turcia ating cifra de 1 miliard de euro anual și nu este absolut niciun motiv pentru care noi nu am putea avea obiective similare, cu sume similare în comerțul nostru cu state precum India sau Egiptul, bunăoară, dar și Iordania, Israelul, mai sunt și alte state interesate. Ne-a reușit în ultimul an să exportăm mai multe containere de mere în India, este o piață promițătoare. Și în continuare, iată, vrem să explorăm aceste piețe. Domnule ministru, ambasada Ministerul Rus al Externei s-a arătat deranjată de faptul că Moldova a decis totuși să reducă numărul de diplomați din cadrul misiunii și au spus că vor reveni cu un răspuns. Care ar fi acest răspuns? La ce se așteaptă Chișinăul și dacă până în prezent au întreprins ceva în partea asta? Deci noi întotdeauna spunem foarte clar și răspicat că sistemele diplomatice, serviciile diplomatice, ambasadele, ambasadorii, alți diplomați trebuie să lucreze pentru îmbunătățirea relațiilor cu alte state. Cu timpul am constatat că, din păcate, o bună parte din angajații Ambasadei Federației Ruse din Republica Moldova, cu statut diplomatic sau tehnic, nu erau neapărat preocupați de îmbunătățirea relațiilor, deseori nu erau neapărat angajați în activități diplomatice. Știți bine că s-a discutat inclusiv în public, inclusiv Serviciul de Informații și Securitate a făcut publice anumite informații, conform cărora era absolut clar că o parte substanțială a angajaților Ambasadei Federației Ruse
aveau activități altele decât diplomație, inclusiv activități care dăunau relației cu Republica Moldova. Au fost și acele tentative de destabilizare și ingerință în afacerile interne a țării noastre din partea reprezentanților Federației Rusie și prin această prismă noi am luat această decizie logică de a limita numărul de personal la ambasada Federației Rusie, astfel încât acțiunea acestei ambasade să fie mult mai concentrată pe activitățile de ordin diplomatic, nu și de altă natură. Răspunsuri. Deci, răspunsuri nu putem specula. Evident, noi am făcut o analiză a răspunsurilor potențiale. Rămâne să vedem care vor fi aceste răspunsuri. S-au făcut și anumite declarații. În același timp, în continuare, suntem axați pe, după cum am spus, integrarea Republicii Moldova în spațiul european, diversificarea inclusiv a surselor la energie, diversificarea piețelor de export. Deci noi știm ce trebuie să facem ca țară și vom face aceste lucruri indiferent de opinia pozitivă sau negativă a unor state terțe. Deci nu au întreprins până când nicio... La această etapă nu. Da, anticipați o complicare a situației legate de serviciile consulare a noastră la Moscova în legătură cu gestul Chișinăului pe care l-a făcut. Deci noi suntem ferm angajați în oferirea unor servicii consulare de calitate în toate țările în care avem o prezență substanțială conaționalilor noștri, inclusiv în Federația Rusă, și în continuare ne dorim să avem o prezență consulară puternică și eficientă la Moscova. La această etapă nu am văzut careva semnale care ar pune sub semnul întrebării capacitatea noastră de a continua să oferim aceste servicii consulare pentru concetățenii noștri care se află pe teritoriul Federației Rusiei. Spuneți-ne, domnule ministru, ați vorbit despre aspectul economic în cadrul activității ambasadelor noastre. Puteți să ne spuneți dacă au fost ambasadori care au negociat și au adus investitori în Republica Moldova? Deci, o bună parte din parteneriatele noastre, atât pe linie mobilizării asistenței externe, pe atragerea investițiilor, pe dezvoltarea unor proiecte, se face cu sprijinul ambasadelor. Multe din aceste proiecte, dumneavoastră, le cunoașteți și din spațiu public. Iată, interacțiunea noastră inclusiv cu băncile de dezvoltare, Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, o bună parte din aceste contacte are loc cu sprijinul sistemului diplomatic, deci atunci când mergeți pe drumurile reconstruite din Republica Moldova, atunci când vedeți sau copiii dumneavoastră sau ai noștri merg în aceste școli reconstruite cu sprijinul partenerilor externi sau grădinițe, trebuie să știm că în absolut toate aceste proiecte există și o doză și o contribuție foarte clară al sistemului diplomatic. Acum, evident, o prioritate la scară europeană este consolidarea acestor coridoare de solidaritate care ar facilita și fluidiza exportul și importul din Ucraina. Deci aici discutăm și proiecte de dezvoltare a căilor ferate din Republica Moldova, al drumurilor. Ne-a reușit să deschidem acest pod deocamdată plutitor la Leova-Bumbăta. Deci în absolut toate aceste proiecte, căi ferate, drumuri, poduri, construcția liniei de interconectare electrice cu România, anterior gazoductul Chișinău-Ungheni-Iași. Deci în absolut toate aceste proiecte există o componentă de sprijin diplomatic foarte importantă. Dar pe investiții, ca să fim mai, din nou mai specifici, în ultimul an, iată, ne-a reușit să mobilizăm, să atragem mai multe investiții. Este o companie bunăoară daneză care a creat un centru de robotică la noi, la Chișinău, la Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Avem investitori, avem chiar foarte mulți investitori care vor să investească în regenerabile, în producerea energiei electrice regenerabile. Acești investitori, în mare parte, sunt prezenți sau sunt gata să vină la Chișinău, dar așteaptă lansarea licitațiilor, deci toți sunt în poziție de start și pe linia serviciului diplomatic, într-adevăr, am făcut foarte mult pentru a atrage tot acest interes asupra țării noastre. Spuneți-ne dacă guvernul, ministerul a decis cine va fi, care va fi entitatea care va coordona la nivelul țării procesul de apropiere de UE.
După cum știți bine, Ministerul de Externe și Ministrul de Externe în același timp are și postul de viceprim-ministru pentru integrare europeană. Procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană este gestionat de Ministerul de Externe. Obiectivul nostru pentru sfârșitul acestui an este să obținem o invitație să lansăm negocierile de aderare la Uniunea Europeană. În paralel, absolut fiecare minister, fiecare agenție din Republica Moldova are nevoie de capacități mai multe pentru transpunerea acquis-ului comunitar și, la modul practic, principala noastră necesitate la această etapă este ca toate instituțiile de stat să aibă persoane dedicate, competente, dedicate procesului de integrare europeană. Asta este principala necesitate. Rolul de coordonare este o întrebare secundară. La această etapă este Ministerul de Externe. Consolidăm aceste capacități pe integrare europeană în absolut toate instituțiile executivului și la această etapă asta este, dacă doriți, arhitectura administrativă de gestionare acestui proces. Odată cu următorii, noi cu regularitate evaluăm, reevaluăm dacă acest sistem este optim. Știți bine că avem mai multe nivele. Avem Comisia Națională pentru Integrare Europeană, Comisia Guvernamentală pentru Integrare Europeană, avem 33 de grupuri de lucru care gestionează progresul nostru pe cele 33 de capitole de domenii ale acquis-ului comunitar. Deci toată această arhitectură instituțională ea este într-un proces de ajustare permanent atunci când apar necesități noi. La această etapă este Ministerul de Externe. Ulterior vom vedea. Da. Va delega Moldova un negociator șef, așa cum a existat experiența altor state de preaderare? Cu siguranță, în momentul în care Republica Moldova va începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană, vom identifica și numi acest negociator șef care va interacționa cu Uniunea Europeană. Odată cu inițierea negocierilor. Deci, negociatorul șef este o poziție care devine relevantă din momentul începerii negocierilor sau pe ultima sută de metri pentru pregătirea acestor negocieri. La această etapă suntem cu toții concentrați pe obținerea recomandării de a începe negocierile. Vă mulțumesc! O zi bună!